Bazinul de not din Hunedoara va fi închis în perioada 12-26 octombrie pentru mai multe lucrări de reparații cu caracter de urgență. În aceste două săptămâni va fi schimbată învelitoarea interioară a bazinului de 25 de metri, instalată cu 12 ani în urmă și care s-a crăpat în mai multe locuri pe unde se scurge apa. Primăria Hunedoara a semnat contractul de achiziționare a unei învelitori noi, care costă 96.000 de lei și are o garanție de 10 ani. În perioada următoare se vor derula la bazin lucrări de reabilitare și mai ample, ce vizează izolarea termică a clădirii, instalațiile de pompare și cele de aerisire. Pentru acestea, primăria așteaptă sprijin de la Consiliul Județean, instituție care urmează să aloce bazinului de la Hunedoara 500.000 de lei până la sfârșitul acestei luni și 2,5 milioane de lei pe parcursul anului viitor. Inspectorii de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara au demarat inspecțiile tematice în unitățile școlare din județ. Prioritate în calendarul de inspecții vor avea școlile ale căror elevi au obținut rezultate slabe la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională. Alte obiective ale verificărilor vizează modul de pregătire al elevilor de clasa 12-a și a celor de clasa 8-a, modalitățile de predare a cadrelor didactice, securitatea elevilor în mediul școlar, monitorizarea frecvenței elevilor la cursuri, dar și modul de organizare a testărilor și simulărilor. Un alt obiectiv al inspecțiilor îl va reprezenta și evaluarea funcționării și dezvoltării unităților de învățământ preuniversitar în conformitate cu legislația în vigoare. De ieri a intrat în funcțiune sistemul denumit Radarul Pădurii, cu scopul reducerii tăierilor ilegale și a evaziunii fiscale în domeniu. Monitorizarea se va face online printr-o aplicație instalată pe smartphone-urile transportatorilor și prin care se poate urmări drumul lemnului din pădure până la procesator. Oricine poate acum să solicite informații despre un astfel de transport sau să sesizeze o ilegalitate privind transportul de lemne la 112. La nivelul județului Hunedoara, polițiștii au constatat în perioada ianuarie-iunie 2014 90 de infracțiuni pentru care au fost deschise dosare de cercetare penală. De asemenea, 65 de persoane s-au ales cu amenzi și cu marfa confiscată după ce au fost prinse transportând material lemnos pentru care nu au avut acte doveditoare. În urma acțiunilor întreprinse, oamenii legii au confiscat peste 5.000 de metri cubi de lemn, valoarea acestuia fiind de 10.800 de lei. După succesul înregistrat sâmbăta trecută, când mai mulți producători locali și-au epuizat stocurile de marfă în doar câteva ore, Primăria Devei a decis ca piața volantă să fie organizată în fiecare zi de sâmbătă, atât timp cât vremea o va permite. Pentru ediția de sâmbătă, organizatorii spun că se așteaptă ca numărul standurilor să fie de cel puțin 16 față de 10 în ediția precedentă. În regiunea noastră, conceptul de piață volantă este deja pus în practică de ani buni la Alba Iulia, ideea fiind preluată în această primăvară și de Municipalitatea Timișoarei.